Salutare dragii mei și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică Crypto, la o nouă analiză. Iată că vreau să mai fac câteva analize pe diverse companii. Scuze, tocmai am făcut un video pe BVB și mintea mea a rămas cumva agățată pe acolo, să mă obișnuiesc că aici sunt pe crypto. Reactualizăm Bitcoin-ul și Ethereum și vreo 2-3 companii și scăpați ușor de mine. Vreau să vă arăt câteva companii și mergem direct pe Bitcoin. După cum vedeți, am pus pe Bitcoin acest chenar care arată că prețul de undeva din martie stă pe loc și l-am tot amețit cu tot felul de culori și modele și etichetări din punct de vedere Elliot, ca într-un final totuși să, o secundă să tragem așa, să sperăm că valul 2 s-a finalizat undeva aici la 27.200 și acum ar trebui să, ia să vă arăt, ops, punem 2, 3, 4, 5, evident că vom coborâ, hai să-l punem minuet, ce culoare, e foarte bun violetul, 3, 4, nu aici, pentru azi ce este joi, vineri, sâmbătă, weekend, să aveți oarece idee despre Bitcoin și câteva criptomonezi, pentru cei care dintre voi tranzacționează intraday sau day trading, să aveți oarece idee despre viitorul Bitcoin în următoarele zile, da? Așa cum v-am învățat de vreo un an jumate, 2 ani și ceva, de când am deschis acest canal. Bun. Dragii mei, hai să vă și ajut. Mulți mi-ați cerut să, că nu înțelegeți ce sunt cu aceste linii, vă arăt traseul, apăsăm pe Style, bifăm Wave și cumva, uite așa, sper că se subînțelege, că teoretic Bitcoin-ul ar trebui să crească după ce acest sub, hai să ștergem totuși acest lucru, după finalizarea acestui val 2, sub val 2, că valul 2 este acesta, da? Ar trebui Bitcoin-ul în următoarele ore, următoarele zile, prețul să urce frumos spre 30.000 într-o primă fază, o corecție și apoi spre valul 3, către acest prag de 32, unde v-am spus că, ia să vedem, unde am zis că prețul va decide dacă va merge mai departe spre 80-100.000 sau, din nefericire, pentru mulți dintre voi care ați investit, să coboare spre 12.000. Da, pentru că v-am arătat, cred că și în video-ul anterior, avem valul 3, în scenariul pesimist, da, dar eu trebuie să-l iau în considerare, pentru că piața e suverană, piața face ce vrea ea și avem două scenarii, fie acest scenariul de continuare a trendului descendent care a început anul trecut și avem 3, A, B, C, valul 4, din valul 4 vom coborâ spre 5, sub 15.000, care a fost ultimul minim pe Bitcoin, da? Și sunt convins că nimeni dintre voi nu ați dori acest lucru. Eu sunt imparțial și eu și membrii, apropo, și membrii canalului și grupul meu privat de Telegram Crypto, noi tranzacționăm, chiar am ajuns, sau unii din studenții mei au ajuns să tranzacționeze pe 1 minut, 3 minute cu rezultate absolut fabuloase, folosind strategia mea. Cu această ocazie, dragii mei, vă invit cei care doriți să vă abonați pe grupul și canalul meu de Telegram, da? Unde prețul este destul de mic, bani care ți-i poți scoate chiar și într-o singură zi, dar dacă nu v-ați înscris în acest an niciodată, aveți 7 zile bonus. Cine cumpără una din cele două cursuri
care le-am la vânzare, aveți o lună de zile bonus. Înainte doar strategia mea de intrare în piață, care o recomand prima și prima dată să o cumpărați, vă ajută să știți când să intrați în piață, fie pe un minut, fie pe 5, pe 10, pe un sfert, pe o oră, pe weekly, când ce vrei tu, iar cei care cu adevărat vor să învețe analiză tehnică, acesta este primul curs, este fundația, da, baza unui bloc turn a învățării analizei tehnice. Deci cu mic, cu mare, dragii mei, vă aștept unde pe acest grup să vă abonați și zilnic postez pe canal unde doar eu postez, iar pe grup, membrii grupului vorbesc între ei. Vă aștept să vă abonați apăsând pe acest butonaș. Bun. Deci pe Bitcoin, varianta pesimistă sau varianta down este aceasta. Varianta optimistă este că prețul, dacă îmi sparge 32-33, vom urca clar spre 80-100 de mii de dolari. Dar pentru noi ăștia care trăim și câștigăm bani de bani folosind time frame-urile mai mici, ca și scenariu de tranzacționare, îl avem pe acesta. Mergem și pe Ethereum. Vă mai dau un pont care l-am dat pe grupul meu privat. Valul 2 s-a finalizat, avem spargerea acestei linii de trend, a țâșnit, avem valul 4 și în orice moment prețul ar trebui să, de fapt el nu are voie să treacă de această zonă. Dacă în această zonă prețul începe să crească, va crește frumos și puteți băga niște bani frumoși în buzunar, mai ales că lucrăm cu levier. Și membrii grupului meu a ajuns la niște randamente absolut frumoase, de unul sutelor de procente și chiar maximul până acum este de 2000 de dolari pe Bitcoin pe o singură tranzacție. Ceea ce, dragii mei, 2000 de dolari în România, într-o singură zi, gândiți și voi. Bun. Acesta ar fi Ethereum. Pentru cei care tranzacționează Litecoin, am și eu aici o analiză. Prețul stă pe loc tot așa din martie și tehnic ar trebui ca de aici prețul să urce, dar dacă sunteți mai puțin agresivi, atunci semnalul de intrare ar fi după ce prețul sparge 95,84 de dolari. Deci, aici se va finaliza, pardon, nu aici, aici, valul 4 și ar trebui să urce, să-mi închidă mie valul 5 din C, probabil din B. Da? Deci avem un up în următoarele 2, 3, 4 zile, vom vedea ce va face și weekend și ne uităm undeva la 104-105 dolari pentru o cădere a prețului. Ne uităm la AGIX, dacă vreți, o criptomonedă care cei de pe grupul meu este foarte tranzacționată. Din nou, aceeași mișcare laterală, nu știu ce se întâmplă fundamental cu piața cripto. Deocamdată ea stă mult, mult pe loc. Din punctul meu de vedere, aștept spargerea acestei zone pentru a ne uita la un long de lungă durată pe această criptomonedă. Deocamdată nu vă sfătuiesc să intrați la cumpărare, pentru că piața face ce vrea ea și noi efectiv așteptăm semnalul cel mai clar, semnal care vi-l dă foarte, foarte clar strategia celor care, strategia cei care o au. Bun. Deci aveți în vedere longul, dar dacă trece peste 0.44, ne uităm la Alice, la o altă criptomonedă. Aici s-a închis un val, aici s-a închis un subval, vom avea o corecție și după aceea prețul va urca. Ar trebui să urce, că
nimic nu este obligatoriu și nimic nu este cert pe orice piață, pe orice grafic. O secundă, că astea sunt foarte apropiate. Hai să le ștergem cel mai bine. Da, și așteptăm și aici o creștere destul de mare. Practic, aici am avea un val ceva de acest gen. Hai să debifăm. Schimbăm culoarea, punem, nu știu, albastru și punem un grad mai mare. Punem intermediar, da? Aveți, după finalizarea acestei cumva mișcări laterale, el ar trebui să crească. Când nu știm, dar suntem cu ochii pe grafic, mai folosim alertele de preț. Alfa, din nou, același val 2 finalizat și ar trebui să urcăm. Ăsta vine aici, nu acolo. Da, ar trebui să urcăm frumos către valul 3, când o vrea ea. Da. Ce să vă mai dau? Audio. La fel, cam toate criptomonezele stau pe loc. Și ce frumos se vede aici. Aici am avea un alt subval care închide valul 3. Aici v-ați învățat cu cei care sunteți vechi și foarte vechi. V-ați învățat deja cu stilul meu. Stați o secundă că am greșit. Cu analizele mele, nu contează, nu trebuie să înțelegeți nimic, nu suntem la curs. Da. Ceva de acest gen aș vedea pe audio USD, așa că vă sfătuiesc să fiți pe fază când trendul ascendent va începe. Iată că am și bifat pentru ca mulți dintre voi să înțeleagă ce sunt cu cifrele acestea. Treiul vine aici. Hai să punem această săgeată verde pentru a crede că, pentru a arăta că trendul este ascendent și când se va finaliza această mișcare laterală, trendul ar trebui să crească. Și vă mai dau încă una și vă duc, una foarte iubită de noi românii. Eagle. Eagle-ul pe graficul de 4 ore, am încheiat un mare, mare val aici. Observați, îl dau zoom, ia să pun ceva grandios. Tehnic ar trebui să crească foarte mult. Îl debifăm, schimbăm culoarea, punem, o să lăsăm culoarea așa, că deja am albastru aici, dar în schimb voi pune un grad mare. Ia să vedem, este bine așa. Da, și teoretic aici, da, nu știu să vă încurc chiar cu alte grade, hai să o fac totuși. Nu intru în foarte mari detalii, că deja sigur. Ce Dumnezeu nu vrea? Gata, l-a luat. 3, 4, 5. La fel ca și pe toate celelalte, vom urca în sub 5 valuri care să-mi închide mie valul 5. Uite așa, uite așa. Ăsta punem o altă culoare, punem subminuiet, că e inferior. Hai să-i dăm o culoare, ce culoare. Hai să-i dăm un ciclam. La fel îl voi lega. Punem 3 sus aici, 4 aici, 3-ul aici. Ceva de acest gen aș vedea în viitorul apropiat, că va fi azi după amiază, că va fi la noapte, că va fi mâine vineri. Da? Și apropo de mâine vineri, mi-am adus aminte că, dragii mei, fiți cu ochii cât cepele pe acest calendar al știrilor. Eu folosesc din 15 ani acest soft, acest site Forex Factory, merg pe calendar, mi-am bifat doar știrile cele foarte importante și astăzi la ora 3 și jumătate, peste oră și un sfert, avem pe America o raportare puternică, iar mâine la 3 și jumătate
după amiaza. Știți că americanii n-au noțiunea de ora 14, 16, 21, ei au 3 AM, PM, așa dimineața ei au AM, antimeridian, postmeridian, mă rog. Așa și mâine la ora 3 și jumătate, ora noastră, este selectată pe ora României aceste cifre. E, dați click pe aici pe buton și vă selectați ora României. Deci, mâine avem 3 super mega extra raportări care sigur prețul îl va lovi cumva într-un fel sau altul, fie piața americană, fie piața Forex, fie piața cripto, așa că aveți grijă la aceste două raportări. Din fericire, este ușor de ținut minte. Azi 3:30, mâine 3:30 după amiază. Da, să aveți grijă să vă puneți stop-loss-ul la break-even. Dacă sunteți pe profit, puneți stop, mai ridicați puțin. Important e ca acea mișcare puternică de preț care va fi să nu vă ia stop-loss-ul și acest lucru să-l faceți cel puțin cu jumătate de oră înainte, undeva în jur de ora 3 sau stați cu minți dacă nu ați intrat pentru că poate să facă un spike foarte mare să vă ia stop-loss-ul și după aceea să meargă pe direcția analizei. Deci am rezolvat-o și cu e-gold-ul, am făcut vreo 5-6 analize. Dragii mei, nu pot decât să vă doresc spor la bani, weekend relaxat, plăcut, dacă azi este joi, mâine n-are rost să mai fac, poate ne întâlnim sau sigur ne întâlnim luni la un nou video, să mai miște piața, deocamdată să ieșim această zonă, în acest chenar și când ieșim ar trebui să bubuie în sus. Da? Conform etichetării mele, după 2 urmează 3, 3 subdivizat, dar repet, cei vechi s-au învățat cu acest lucru, știu despre ce este vorba, dar mereu vă arăt și pentru cei noi. Nu uitați, cei care le place tranzacționarea sau vor să tranzacționeze, să câștige bani în fiecare zi, vă puteți abona cumpărând abonamentul. Da? Și dacă sunteți noi, repet, nu v-ați înscris deloc până acum, aveți și 7 zile bonus. Cei care își permit să cumpere strategia vor ști exact când să intre în piață, conform analizei mele. Vă aștept cu mic, cu mare pe canal și grupurile mele de Telegram. Cine cumpără strategia are acces și pe un alt grup special pentru cei care au strategia. Nu pot decât să vă doresc toate cele foarte bune, dragii mei, și să ne revedem cu bine la următorul meu, pardon, video. Și să simțim cu adevărat primăvara. Da? Ați văzut că a fost viscol, a fost frig, zăpadă în plină la jumatea primăverii. Dragii mei, fiți buni ori de câte ori se poate și întotdeauna se poate, vorba lui Dalai Lama, toate cele foarte bune.